Zero. Deci cât ar fi trebuit să dea aici? Câte camere era ție, ți ar fi plăcut? La cât trebuia să împartă numărul ăsta? La 5. Nu. În condițiile astea. La 4. Dă-mi un exemplu de număr care se împarte la 4. 15 împărțit la 4, mai bun. Așteptați. Mai bun. Calculez la un număr corect. Schimb tot numărul acum. Da! Da, trebuie să schimbi numărul de camere, că 7-6 nu e bine. Că nu e dat la diferență. Și nu se împarte la. Dacă ăla e secretul, nu se dă drumul la număr așa la întâmplare. O calculat. Dar nu am dat-o, am calculat. Da, e greșit. 67. 67, ce spun, da? Era invers. Deci nu ori invers era. 67. Bine, ce nu am făcut 67 altă? O să vedem la cât îți merge. Acum trebuie să schimbăm toată problema. Nu. Aici la scădere trebuie să scădem ce? 67, ai zis, nu? 67. Da. Și acum aștept să facem. Și cât facem? Acum? Deci 91 scădut 67. Și pe 24 trebuie să-l împarți? La 4. La 4. 4, 8, 16, 1, 20. Deci câte? 24 trebuie să aduci? Da, și mai rămâne un 4. Și atunci câte? Câți de 4 sunt? 5. Numai 5, aveți tu. 24 împărțit la... Adică 4 cât fac 24? 6. 6? What? Da? 6. Deci un 4 ai zis tu. 4, 2, 4, 5 și încă un 4. Sunt 20 și... Sunt 6 de 4. Așa cum spuneai tu. Deci de fapt e vorba de împărțirea 24 împărțit la 4. Și egal cu 6. Adică aceste 6 sunt vilele de cu câte camere? Vilele cu câte camere? Deci 7-7 peste tot a fost mult. Am depășit numărul. Am constatat că depășim cu 24. Da. Și acum scrie rezolvarea. Care e rezolvarea? Cata, are 2 puncte. Rezultatul, da? Ia să văd. Rezultatul cât ar fi? Convinge-mă. Nu știu cum fac. Deci sunt 6 vile cu câte camere? 6 vile cu... Hai, te rog să vorbești, că nu am cum să mă gestor. Și 6 vile cu 3 camere. Camere. Deci, câte sunt? 6 vile, ai zis, nu? Cu câte? Cu câte camere? 7 camere cu 7 vile. Nu, 7 vile cu 7 camere. 7 camere. 7 vile cu 7 camere. Și aici 6 vile cu 3 camere, da? Da. 3 camere. Problema este așa acum. Te rog să vezi dacă faci calculul corect. Adică să vedem, facem proba. Și atunci ar veni 6 ori 3 egal cu cât? 6 ori 3 egal cu 18. Și din coace 7 ori 7. Hai să mă ajuți. 7 ori 7. Bine. 7 ori 7 egal cu... 7 ori 7, 49. Așa. Și dacă adunăm 49... 7 egal cu 67. 67. Ai dat numărul corect. Până a doua încercare. Dar vreau să văd... Mai poți să mai dai un alt număr? Ca să mă convingi? Da. Alt număr. 63.
Ești 3, te-ai prins, modifică pe 67. Alt număr. 63, alt număr. Ei, acum trebuie să calculez. Ei, stai că poți să dai câte vrei. Deci numărul... 59. 59, că este cuprins între și între, da? Da. Deci în felul ăsta reușești să faci... Iată acasă, construiește tu patru probleme cu numărul de camere. Și mi le arăți data viitoare, bine? Da. Bun. Mai ai vreo problemă acolo? Da. Hai să te rog să vă dai. În primele 3 zile de vacanță, Andra a citit jumătate dintr-o carte. Dar știi cât are cartea? Nu. Da. Deci în primele zile... Da. Jumătate dintr-o carte. Adică 1 pe 2. O jumătate, da, 1 pe 2. Asta înseamnă. Să scriu. Așa. În următoarele 2 zile a citit 48 de pagini. Deci în prima zi... În primele 3 zile de vacanță. Aha, în... Și în prima zi... În prima zi cât spune? Deci, în primele 3 zile de vacanță, Andra a citit jumătate dintr-o carte. Deci, în 3 zile. În 3 zile. 3 zile. Jumătate din carte. 1 supra 2 din carte. În următoarele 2 zile, a citit 48 de pagini. În 2 zile, 48 de pagini. Și i-au mai rămas de citit 56 de pagini. 56? Da. 56 de pagini. I-au rămas. Câte pagini are cartea? Câte pagini are cartea? Câte pagini are cartea? Deci, în primul zile citește o jumătate. A citit 48 de pagini. Da. Și-au mai rămas 56. 6. Păi, în primele 3 zile a citit 56 plus 48. 56 plus 48. Din ce motiv? 56 plus 48 împărțit la 2. La 2. Deci, atenție, ea a citit jumătate din carte. Și cealaltă jumătate. Deci, ea în primele zile, dacă am gândit așa să formă un segment, hai să zicem un segment. De cartea, un segment. Corect. În primele zile... Atât o citea. În primele 2 zile. Nu știm cât. Da? Asta au citit în primele 2 zile. 3 zile atunci. Și pe urmă, mai citește 48. Da? Mai citește 48. Da. Așa. Adică un segment cât să... Un segment de 48, dar nu e egal. Punem până aici 48. Și eu mai rămas în continuare 56. Tot aici, din ăsta e mai rămas de citit. Deci de mai rămas aici încă 56. Și câte pagini are cartea? Mi-a trebuit doar 2 segmente. Păi uite, bucățica asta o citit-o și mai a rămas aici. Asta e restul. Asta toată. Ai făcut aiurea. Da. Eu, uite, deci... 10 minute. Asta. Îl dă în jumătate, da? Da. Când a citit. Atâta e prima dată. Suntem întrebări, că nu știm, da? Da. Iar de acolo înainte, pune o dată 48 și mai rămân 56. Cât are cartea rapid? Cum? 56, ca să aflăm cât a citit în primele 3 zile, 56 plus 48 și împărți la 2. Dar de ce împărți la 2? Nu împărți la 2. Ne va da dacă o
104. Ce înseamnă 104 asta? Jumătate din carte. Jumătate din carte. 108 are carte. Așa. Deci, facem ori. Deci aplicăm aici, vedem că face 104, care este partea a doua. Corect. Iar prima parte e încă o dată asta, nu? Încă 104. Și tu ai zis foarte bine, total 208 ar avea cartea. Deci răspunsul corect. Deci nu împărți la 2, după desen, ne uităm că e de două ori, deci o jumătate a făcut o prima parte și atunci ce a rămas în partea a doua, e 48 cu 56, e clar că răspunsul este 2 ori 104 și egal cu 208. Face. Ne oprim aici sau mai avem timp? E fără 10. Așa. Deci ne putem opri, este una noi timpul, ca să putem să trecem dincolo, da? La revedere! Să nu uitați de like și share și să vă abonați la Prof Online. Și să nu uite ce să facă. Să ne urmărească. Să ne urmărească. Să spună și la prieteni. Să vă abonați. La revedere! La revedere!